Pensii unui român care nu a muncit nici o zi i-a revoltat pe români. Ce indemnizație primește de la stat? O polemică a luat amploare pe rețelele de socializare în urma dezvăluirii unui caz în care un român, care nu a muncit nici măcar o zi, primește o indemnizație de 1281 de lei. Situația a stârnit revolta a mii de români, care consideră că statul răsplătește pe cei care nu au contribuit la sistemul de pensii, în timp ce persoanele care au muncit o viață întreagă primesc o sumă doar puțin mai mare. O creatoare de conținut, Angelica Alexe, a fost cea care a ridicat problema, prezentând cazul pe rețelele de socializare. Aceasta a subliniat diferența dintre indemnizația oferită celor care nu au muncit și pensia unei persoane care a lucrat 25 de ani pe salariul minim. Pensia unei persoane care nu a muncit nici măcar o zi în viața ei este de 1281 de lei. Pensia unui om care a muncit 25 de ani pe salariul minim pe economie este de 1500 de lei. Deci trageți și voi concluzia, a afirmat Angelica Alexe, într-un video postat pe TikTok. Comentariile nu au întârziat să apară, mulți utilizatori exprimându-și nemulțumirea față de sistemul actual de pensii. Tatăl meu are 10 ani pe cartea de muncă și nu primește nimic. I-au spus că trebuie să aibă 15 ani. Minimie sau toți trebuie să mănânce. Dar cei care au lucrat 25 de ani trebuie să ia măcar dublu și sunt doar câteva dintre reacțiile vehemente ale utilizatorilor. În urma acestui val de critici, Casa Națională de Pensii Publice, CNPP, a oferit clarificări legate de această indemnizație. Într-un comunicat emis în luna mai 2024, CNPP a precizat că ceea ce este perceput ca pensia minimă vieste, de fapt, o indemnizație socială pentru pensionari, care a înlocuit pensia socială minimă garantată în anul 2010. Indemnizația socială pentru pensionari, fiind un ajutor cu caracter social, nu se evidențiază pe deciziile de pensie ca element distinct de calcul, ci este înscrisă doar pe cuponul de pensie ca sumă acordată în completarea drepturilor de pensie venituri situate sub plafonul stabilit prin lege, se arată în comunicatul CNPP. Această indemnizație nu este finanțată din fondul de pensii, ci din bugetul de stat. Sublinind astfel diferența dintre pensia clasică bazată pe contribuțiile sociale și ajutorul social acordat persoanelor care nu au contribuit deloc sau insuficient la sistem.